m-am documentat în măsura în care am găsit niște cărți pe care să le pot folosi documentarea respectivă și n-am găsit prea multe despre drama prin care au trecut, de fapt, care le-a adus sfârșitul celor peste 10.000 de femei, femei care au murit în urma decretului 770, și am găsit doar două cărți scrise de cercetători, cartea lui Gail Kligman și cartea coordonată de Corina Doboș. Aș putea spune că mă așteptam ca aceste volume să creeze o dezbatere, să existe o dezbatere în societatea noastră care să atragă atenția asupra acestei drame. Dar, din păcate, am găsit doar atât. Așa m-am documentat și de ce am ales acest subiect? Am ales acest subiect pentru că m-a izbit mărturia unei femei, unei femei care povestea despre o altă femeie folosită și după moarte ca instrument propagandistic. Mulți mi-au spus să nu scriu despre asta, că este prea traumatic, aș repeta cumva ce a făcut Cristian Mulciu exact în 4-3-2, că deja tema a fost tratată la noi, că am alte calități, că umorul meu nu poate fi folosit în această carte. Este domnul Valeriu Gherghel care mi-a dat acest sfat aici. Eu sper că am reușit să-mi folosesc până și și umorul în această carte. Cam asta este istoria cărții și exact cum ai spus tu, Cezar, și cum a spus și Andreea, este un punct de pornire, suportul real, această întâmplare, dar eu sper că am scris o carte de literatură, am ținut foarte mult să fie o carte de literatură și peste griul clasic al epocii să pun multă culoare, exact așa cum arată și coperta acestei cărți.